binecuvântat să fie Domnul. Mă așteptam să fac eu una, două, trei cântări, m-am luat un pic prin surprindere, fratele Iosif, dar slăbiți să fie Domnul. Dimineața aceasta ne bucura mai mult de cuvântul Domnului, deja a fost un mesaj cu fratele Ghiță, Domnul să-l binecuvinteze. La fratele Iosif să spună că știți cum suntem, unul zicea eu salut Petru, eu salut Pavel, eu salut Apollo. De multe ori, la cât un suflet, uita cel mai mult de un om cum vorbește și cuvântul Domnului pătrunde altfel în inimă. De altfel îi face unul mai puternic, așa ca Petru, care strigă mai tare, altul mai moale ca Pavel, dar plin de înțelepciune. Și Dumnezeu, noi suntem temperamente diferite. De aceea eu mă bucur când avem un safir și putem să-i folosim, chiar dacă la tot timpul dădeam slavă Domnului. Lăudați să fie Domnul. Părtășia noastră este cu Tatăl, este cu Fiul prin Duhul Sfânt și dorim să avem părtășie în continuare cu Dumnezeu. Domnul să ne binecuvânteze la lucrul acesta. Amin. Vreau să mă apropiu de cuvântul care s-a citit în dimineața aceasta. Versetul 15 de aici o să încep, zice: luați seama de să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Luați seama, cu alte cuvinte, fiți foarte atenți. Fiți atenți. La ce? De să umblați cu băgare de seamă. Când ești atent când umbli cu băgare de seamă? Eu m-am gândit la lucrul acesta, când ești foarte atent la tine? În Corinteni, 2 Corinteni, capitolul 5, apostolul Pavel zice așa, și aș vrea să citim de acolo. Capitolul 4 cu versetul 7 o să citesc. Comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut, pentru că această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Ce comoară? Dumnezeu a pus în noi, și o să citim de aici din Efeseni, o comoară, o mare comoară, în vasele noastre de lut, în trupurile noastre. A pus Duhul Sfânt, a pus chipul lui Hristos, l-a pus pe Hristos în noi, lăudați să fie Domnul. Acum, dacă eu l-aș întreba pe fratele Ghica, când merge în România și știe că în aeroport se mai fură valize, cum merge cu valizele? Lasă valizele acolo, el merge la nu știu ce chioși departe să-și cumpere o apă, vine înapoi, valizele sunt tot acolo, așa faci. Sau e valizele după tine, sau valiza de mână. Oraș oriunde? Nu oraș. Umblă cu băgare de seamă cum pleacă cu o singură valiză în România. Dar dacă ai o sumă mare de bani, să zicem că un frate din biserică îți încredințează în 10.000 de dolari și zice, uite, te rog să duci la biserica cu tare 10.000 de dolari. Să ai grijă de ei, te rog. Și fratele bagă în buzunar 10.000 de dolari și chiar dacă îi somn parcă și în aeroport și îi dă să doarmă, dar când se gândește la ce sumă are la el, e mai atent. Când ai o sumă mare de bani la tine, ești mai atent ca și când ai și dolari în buzunar, că ți-i fură, că nu ți-i fură, nu ești tot acolo cu ei. Dar când ai o sumă mare, o comoară la tine, ești atent. Cuvântul Domnului zice, luați seama, deci, să umblați cu băgare de seamă. E foarte important cum umblăm. Dacă umblăm cu băgare de seamă sau oricum. Dar ce? În ce să umblăm cu băgare de seamă? În trăirea noastră cu Domnul. Aici cuvântul Domnului spune versetul 30, 3 cu 30, să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. De ce eu trebuie să umblu cu băgare de seamă? Dumnezeu, în cei care suntem în casa Domnului, într-o parte dintre noi, a făcut o lucrare minunată. Vreau să spun, lucrarea aceasta minunată nu e făcută în toți oamenii de pe fața Pământului. În majoritatea nu este. Lucrarea Harului lui Dumnezeu, să ai Duhul Sfânt în inima ta, e o lucrare extraordinară. Dar zice cuvântul Domnului, Hristos zice, nu îl întristați pe Duhul Sfânt. Vedeți, în altă parte zice Domnul Iisus Hristos că pe Duhul Sfânt poți să hulești împotriva Lui. Dar nu vreau să mă leg acum de lucrurile acestea. În altă parte, în altă epistolă, zice, aici zice, să nu-L întristăm, zice, să nu-L stingeți. Este ca și când cineva are un foc, ar vrea să aibă focul ăla acasă. Să zicem că cineva dintre voi nu are posibilitatea de trece undeva la țară, undeva la câmp și a prins din greșeală un foc. Și nu vrea să stingă focul ăla și tot timpul pune lemne. Acum ar fi cineva să tot pună, el să înceapă să pună apă, să zică, nu am nevoie de foc. Nu am nevoie să-mi încălzesc mâncare,
când nu am nevoie de să-mi prăjesc carne, nu am nevoie de foc. Și încep să pui apă. Frații mei, câteodată noi așa ne comportăm față de Duhul Sfânt? Prin ce stingem Duhul? Prin ce întristăm pe Duhul Sfânt? Dacă aș sta să citesc ce vorbește Apostolul Pavel, vorbește aici pentru că noi am avut parte și de o chemare specială, de o chemare cerească. S-a citit aici textul acesta de curând, joi s-a citit, din capitolul 3, zice, voi așadar 2:19, așadar voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. S-a citit în dimineața aceasta mai sus, și că odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblează-și ca niște copii ai luminii. Dacă Domnul m-a chemat pe mine, mi-a făcut parte de un har deosebit, m-a făcut lumină, a pus în mine lumina sa. Cu copiii mă uitam într-o seară pe internet, pe YouTube, la cineva a făcut pentru copii niște lucruri, lecții cu obiecte se numește, și arăta cum se vede într-o lumină. Și arăta într-o oglindă, făcea o lecție cu obiecte și era oglinda aceea și arăta, o îmbrăca pe copilul lui în pompier și cu ce se numește? Cu un pompier, un polițai, cu ce se numește? Cu un polițai. La un moment dat eu zis, hai să punem o lanternă să bată în oglinda aia. Și a pus oglinda și a întrebat pe copilul lui, ce mai vezi? Păi nu mai vedea, nu îl vedea nici îmbrăcat în polițai, nici în pompier, dar era el cu lanterna. Dar atât de puternic reflecta lanterna lumina aceea din oglindă, încât se vedea numai o lumină. Înțelegeți imaginea? Hristos a pus în noi lumina aceasta. Și noi nu trebuie să reflectăm nici pompier, nici aceea, trebuie să reflectăm lumina lui, slăvit să fie Domnul. Dar ca eu să reflect lumina lui Hristos, să umblu cu alte cuvinte în bunătate, zice aici, în dragoste, să umblu în pace. Zice, nu stinge Duhul. Dar ce face ca să stinge Duhul? Hai să vedem ce zice că stinge Duhul. Aici, versetul 34:30, să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost făcepiți cu ziua, pentru ziua răscumpărării. Ce îl întristează? Amărăciunea. Zice, orice amărăciune. Orice amărăciune, să știți, îl întristează pe Duhul Sfânt. Îl întristează pe Duhul Sfânt. Orice iluțială. Frate, eu sunt mai iute din fire. Lasă-te prelucrat de Duhul Sfânt. Lasă lumina lui Hristos să fii iute din fire în toate lucrurile bune, dar nu în alea rele. Amin? Lucrurile astea îl întristează pe Duhul Sfânt. Îl stinge. Până acolo când ne părăsește. Zice, orice lumie. Eu sunt mai lumios din fire. Din fire, dar nu din Duhul Sfânt. Aici Apostolul Pavel vorbește despre, o să citesc lucrul acesta, când ajung la cunătatea Duhului Sfânt, că este un imperativ în textul citit. Fiți plini de Duh. O să vedem lucrul acesta, ce-a cu Dumnezeu noi. Zice, orice strigare. Frații mei, nici strigările nu sunt bune. Orice clevetire, orice fel de răutate, să piară din mijlocul vostru. Poate nici nu mai trebuie să existe. Dacă ești lumină, dacă ești în Domnul, lasă-te de lucrurile acestea. Cine să se aspeți? Să Duhul Sfânt. Duhul Sfânt te ajută. Dar porunca lui mai înainte este cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică. Chemarea lui Dumnezeu este pentru mine. Eu am chemarea să încep să mă dezbrac. Și voi vedea ceea ce trebuie să fac ca să fiu plin de Duhul Sfânt. Cum are dezbrăcarea de omul vechi și îmbrăcarea în omul cel nou. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Amin. Cum aprindem Duhul Sfânt în noi? Zice, din potrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Amin. Domnul să ne ajute la lucrurile acestea. Când noi trăim în lumină, ne iertăm unii pe alții, suntem buni unii pe alții, atunci strălucește Hristos în noi. Lăuda să fie Domnul. Zice mai departe, luați seama de să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Să nu uităm, Dumnezeu a pus o comoană de mare preț, o purtăm în niște vase de lut, dar cu cât se sparg vasele acestea de lut mai tare, ne dezbrăcăm de omul cel vechi și cu atât strălucește lumina lui Hristos. Domnul să facă lucrul acesta în viața noastră. Amin. Amin. Mai departe zice, răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. Nu de mult zicea un frate lângă mine când stăteam în biserică, că așa trece timpul ăsta, așa zboară clipele acestea. Ce părere aveți? Adevărat sau nu? Trăiți-le repede, Cornel.
Azi e duminică, mâine e luni, păi iar deja e duminică, iar mergem la biserică. Așa zboară timpul. Zici că vremea s-a scurtat, zici că zilele s-au scurtat. De dimineața până seara alergăm. Cuvântul Domnului ne îndeamnă. Cum să răscumpărăm vremea? În primul rând, în 5 cu 3 zice să răscumpărăm vremea în așa fel încât să nu ne mai petrecem timpul în lucrurile păcătoase. Sunt lucruri păcătoase mari, foarte mari, și sunt lucruri păcătoase mai micuți, dar care ne mănâncă vremea. Domnul vrea să fim înțelepți și să răscumpărăm vremea. A răscumpăra este a recâștiga ceva. Aici spune, nu o să citesc, că sunt multe, o să citesc poate de la versetul 4, începe versetul 3, cum să răscumpărăm vremea? Să nu petrecem timpul în astfel de lucruri. Ce curvia sau orice fel de necurăție, lăcomia de avere, recitesc, lăcomia de avere, nici să nu fie pomenită între voi, cum se cuvine unor sfinți. Începe să răscumpărăm vremea. Să nu vorbim cuvinte porcoase. Cuvinte porcoase în gura noastră? Vorbe nechipzuite. Nici cuvinte proaste care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire și continuă. Frații mei, în lucrurile astea trebuie răscumpărată vremea. Petrece mult vorbind ce nu trebuie. Privind, într-o seară, să intru un pic pe Facebook, să nu știu ce mai e pe acolo. Am intrat, o trecut mai mult de o jumătate de oră, nu mi-am dat seama că am trecut și v-am dat de zi cu Mariana, mă, dar n-am găsit nimic important și să mă intereseze și am pierdut o grămadă de timp. Câteodată risipim vremea în tot felul de lucruri mărunte, fără de rost, care, știi ceva, nu mai uite așa ne toată timpul, se duce timpul. Și timpul consacrat familiei, timpul consacrat copiilor, timpul consacrat bisericii, timpul consacrat părtășiei cu Dumnezeu, este mâncat de niște micuțe, care nici nu știm cum s-o dus ziua. Dar nu suntem cumpătați în chivernisirea timpului. De aceea, în primul rând, să căutăm să nu mai dăm loc faptelor întunericului și lucrurilor de nimic care ne mănâncă timpul. În al doilea rând, timpul prețuiește-l să fie valoros pentru tine. Trăiește fiecare timp care treci cu familia, cu soția ta, cu copiii tăi. Recunosc că atât de puțin timp este. Suntem la școală, suntem la serviciu, suntem la lucru. Și puținul timp pe care îl petrecem de multe ori suntem frustrați, suntem nervoși, suntem supărați. În loc să radiem de plăcere și de bucurie, să petrești câteva timp cu soția ta și cu copiii tăi. Domnul să ne facă să fim umili. Să ne umple de Duhul Sfânt. Când trăim așa, vreau să spun, atunci începem să trăim plinătatea Duhului Sfânt. Și când ne motivăm, marea luptă și marea bătălie se dă în mintea noastră. Zice că noi avem de luptat împotriva întăriturilor din mintea noastră, ce pare în altă parte, din mintea oamenilor. De aceea, să dăm la o parte orice barieră care se înalță împotriva cunoștinței lui Hristos și să fim viitori în mintea noastră. Cuvântul Domnului zice în Eclesiastul că Dumnezeu a făcut orice lucru frumos la vremea Lui. De aceea revin la gândul acesta. Este bine ca să ne bucurăm de toate lucrurile la vremea lor. Este bine să ne bucurăm de părtășia unii cu alții. Dumnezeu a rânduit o viață religioasă, o viață în părtășie cu El, o viață trăită în lumină cu cuvântul, dar totodată avem o viață socială în care să ne bucurăm împreună cu familiile noastre. Vreau să vă spun, lucrurile acestea faceți-le prioritate pentru viața noastră. Dumnezeu va binecuvânta. Deci, mă reîntorc. Cum să mai recâștigăm timpul? Răscumpărați vremea că zilele sunt rele. Este o vreme să ne bucurăm de lucruri. De multe ori sunt vremuri când trec. Dar sunt lucruri care pot fi refăcute. Sunt lucruri care nu le-am făcut la vremea lor. Prietenii stricate, căsătorii stricate, lucruri stricate. Vreau să spun, sunt lucruri care pot fi răscumpărate. Poate că Dumnezeu vrea să vorbească la cineva. O relație stricată în trecut. Răscumpără vremea. Astăzi, se zice astăzi, cum zice în Evrei, când se zice astăzi. Înviaptă tot ce poate fi învertat. Pentru că dacă avem probleme în viața noastră și nu vrem să le îndreptăm, mergem tot șchiobătând pe care Domnul și Duhul Sfânt nu poate să ne umple. Vreau să trec mai departe și zice cuvântul Domnului, de aceea nu fiți nepricepuți. Adică un om nepriceput când îl pui să facă un lucru,
vezi că cu ciocanul, de exemplu, pasă cu ciocanul în cap, ridică prea tare ciocanul și dă cu ciocanul în cap. Și îi nepriceput și bașa lui degetul, nimic nu merge. Zice, nu fiți nepricepuți în cele spirituale. Și zice, înțelegeți! În mintea voastră să vă fie clar. Ce să vă fie clar? Care este voia Domnului? Care este voia Domnului? Și atunci zice cuvântul Domnului că voia Domnului este asta. Nu vă îmbătați de vin. Aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Nu vreau să merg pe partea cu vinul. Nu vă îmbătați de vin. Aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, aș vrea să fac o simplă paralelă și apoi să trec la a doua parte unde zice fiți plini de Duh. Este un imperativ. Așa trebuie noi să trăim. Plini de Duh. Dacă citim în Fapte 2, începem, Iisus de promite puterea, apoi puterea vine și toți s-au umplut de Duhul Sfânt. În capitolul 4 vedem iarăși că ei s-au rucat, toți s-au umplut de Duhul Sfânt când Saul, apostolul Pavel, s-a întotdeauna Dumnezeu Anania și-a pus mâinile peste ce. S-au umplut de Duhul Sfânt. La Efesen, când începe această epistolă, zice, în capitolul 1, din capitolul 1 vorbește despre importanța cântării cu Duhul Sfânt și zice că versetul 13, 1 cu 13, voi după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetuiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit. În primul rând, am crezut și am fost pecetuiți. Slăviți să fie Domnul! După aceea zice, și care este o arbună? Este o arbună, ceva ce ne-a fost dat, ca mărturie pentru noi, ca răscumpărare pentru noi, ca și când vrei să cumperi o carte și faci deal-ul. Uite, îți dau un avans, o casă. Dau avansul ăsta. Dumnezeu ne-a dat avansul acesta, ne-a dat Duhul Sfânt. Slăviți să fie Domnul. Dar ăsta poate să meargă din plinătate în plinătate pentru slava, mărirea și gloria lui Hristos. Lăudați să fie Domnul. Zice, nu vă îmbătați de vin. Un om care este viat, un om amețit, turmentat de cap, este călăuzit de vin. Deja vorbește și nu se mai controlează ce vorbește. Deci, mulți dintre ei nu-și mai aduc aminte ce au vorbit când au fost beți. Nu mai și aduc aminte. Am spus eu asta. Nu. Ba da, ai spus tu. Am făcut eu gestul ăla. Pentru că nu stă în cal în fire să faci anumite lucruri. Nu am făcut. Ba, ai făcut, uite, sunt atâția martori care te-au văzut că ai făcut așa și că ai vorbit așa. Așa e un om călăuzit de vin. Dar un om, parerea este asta, care e călăuzit de Duhul Sfânt, se lasă îndreptat de Duhul Sfânt. Firea pământească vine și fă asta. Dar Duhul Sfânt zice, nu-i bine. Și dacă e sensibil la șapta Duhului Sfânt, frații mei, Duhul Sfânt vorbește și te călăuzește și te îndrumă în toate căile Domnului. Lăudați să fie Domnul. Așa trebuie să fim noi. Zice, din potrivă, fiți plini de Duh. Înainte să vorbesc de lucrul acesta, vreau să vă spun un lucru foarte important. La mai soată în biserică, nu strigă să auzim de două ori, când am fost la Kitchener anul trecut, la acea conferință de tineret acolo, fratele Nelu care a predicat atunci, a zis un cuvânt care mi-a rămas la inimă. A zis despre experiența unui tânăr, care a dorit atât de mult să primească botezul cu Duhul Sfânt. Și zice că tânărul ăla a luat 3 zile de post, a postit 3 zile, s-a rugat și a fost la stăruință și zice, Domnul l-a botezat cu Duhul Sfânt și era așa de fericit. Dar s-a mai făcut stăruință după Duhul Sfânt și la un moment dat tânărul acela a plecat la fratele Nelu și a plecat la mărturisire. A zis, frate, nu știu ce se întâmplă. Zice, nu știu ce se întâmplă. Când a fost să primesc botezul cu Duhul Sfânt, a fost așa de ușor pentru mine. Am postit, eu m-am rugat și Domnul m-a umplut. Acum postez, mă rog și Domnul nu mă umple. Ce se întâmplă? Și fratele Nelu a avut o lumină de la Dumnezeu. Și pentru că fratele ăsta, spune-l ăsta, a fost atât de simplu pentru mine. Pentru că el a făcut ceva. Vreau să vă spun că Dumnezeu e de Duhul Sfânt. E harul lui să primești Duhul Sfânt. Și nu îl primești că faci tu ceva. Tânărul a avut impresia că dacă la început a fost așa de ușor, postez, mă rog și gata. Domnul i-a făcut harul ăsta și i-a dat atunci. Atâta nu mai primire umbrerea Duhului Sfânt. A încercat tot ce-a știut el. Și nu mai mers. Nu mai mers că Dumnezeu a vrut să-i dea o lecție. Nu-i dă Duhul Sfânt și nu i-a dat Duhul Sfânt pentru că a postit.
Nu i-a dat Duhul Sfânt nici măcar că s-a rugat. I-a dat Duhul Sfânt că l-a iubit, slăbi să fie Domnul. Și fratele meu s-a de vorbă că el și-a deschis ochii. Că nu datorită meritelor lui a primit botezul cu Duhul Sfânt atunci, ci datorită grației și harului Dumnezeu, slăbi să fie Domnul. Și zice că în seara aceea tânărul a fost rămpit de Duhul Sfânt. Când a căzut din nou înaintea lui Dumnezeu, s-a smerit din nou înaintea lui Dumnezeu și a zis, Doamne, eu am postit, nu contează postul meu, eu m-am rugat, Doamne, dar nu contează rugăciunea mea, Tu dai. Vreau să ne fie clar lucrul acesta. Dacă primim plinătatea Domnului Sfânt, e numai harul lui Dumnezeu, lăudat să fie Domnul. Dorința lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu este desăvârșită și este plăcută și este asta. Ai impresia că Dumnezeu nu vrea să ne dea. Dumnezeu vrea să ne dea. Imperativul lui ăsta, fiți împotrivă, fiți plini de Duh. Eu pot să am plinătatea Domnului Sfânt. Eu sunt chemat să trăiesc plinătatea Domnului Sfânt. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Ca să primești plinătatea Domnului Sfânt, nu se poate fără o dezbrăcare de tine, de eu. Am început la început să zic despre comoara asta de mare preț. Vreau să citesc Efeseni, deci, nu știu, pentru mine epistola către Efeseni este extraordinară. Deci este atâta bogăție și adâncime și profunzime și practică. De-aia mă folosesc un pic mai mult în dimineața aceasta de Efeseni 4:22. Zice, cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul ce vei care se strică. Îl mai zic doar în dimineața aceasta. Ca să fii plin de Duhul Sfânt, înseamnă o lepădare de tine. Ăsta e primul pas, dacă îți dorești plătatea Duhului Sfânt, leapă-te de tine. Caută voia Domnului. Pleacă cu comoara asta tot timpul. Fii conștient tot timpul de prezența Domnului în tine. Cum ai primit Duhul Sfânt? Cum ai primit credința? Hai să citim tot în Efeseni. Ce zice Pavel? Efeseni 3:16. O să citesc de aici un pic. Și rog, e o rugăciune, ca potrivit cu bogăția slavei sale, să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui în omul din lăuntru. Pentru că în lăuntru nostru este un om nou. Este o făptură nouă, se zice aici, și scrie în cuvântul Dumnezeu, căci în Hristos, cine este în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus și iată că toate lucrurile s-au făcut nou. Așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre. Cine locuiește în inimile noastre? Cine e făptura aceea nouă? Hristos! Cum locuiește? Apare întrebarea. Prin credință, pentru că având rădăcina și temelia pusă în dragoste, să puteți să pricepeți, să puteți începe împreună cu toți Sfinții, care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea. Versetul 19, foarte frumos și ăsta. Tot este frumos. Ca să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință și să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Acolo zicea, fiți plin de Duh. Aici zice, fiți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Este posibil și este pentru noi. Cum? Zice, l-ați primit pe Hristos în inimile voastre prin credință. E adevărat că suntem copii în credință, suntem prunci, copii, suntem mai maturi dintre noi în credință, dar în funcție de asta, oricum, noi trebuie să mergem crescând și crescând în ce? În dragostea lui Hristos, în plinătatea Dumnezeii din viața noastră, lumina care se vede în oglindă și reflectă, să reflecte tot mai mult spre ceilalți chipul lui Hristos și nu chipul nostru morocănos, sucâit, nu-mi place timpul de afară, îți nemulțumim că plouă mult, îți nemulțumim de aia. Nu-i ăsta chipul lui Hristos. Nu-i ăsta chipul lui Hristos. Un om postac și nemulțumit. Înseamnă viață din Hristos, înseamnă bucurie. Bucuria să-L mărturisești pe Hristos, bucuria să-L vestești pe Hristos, să vestești puterea lui Dumnezeu, să se vadă în tine schimbare. Asta este schimbarea. Asta înseamnă să fii plin de Duhul Sfânt. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. În primul rând am zis că e prin lepădare de noi înșine. În al doilea rând, prin rugăciune. Deci cu cât ne smerim mai mult, ne lepădăm de noi înșine și căutăm să facem voia Domnului, să fim în voia Domnului, vreau să vă spun, automat Duhul Sfânt ne umple. Poate că avem impresia, Duhul Sfânt te umple numai prin rugăciune. Nu e adevărat.
Duhul Sfânt nu te umple în mare cu rugăciune. Luptându-te și trăind, El îți dă dreptate și tot timpul îți dă ajutorul și te maturizează și te crește. Și dezbrăcându-te de tine, este ca și un vas pe care ai un bar cu apă și îl golești de apă, El se umple automat cu aer. Cu cât te golești mai mult de tine însuți, cu atât te umpli mai mult de Duhul Sfânt. Domnul se naște să înțelegem clar lucrul acesta. În al doilea rând, în Luca 11, Duhul Sfânt se primește prin rugăciune. Deci nu poți să zici că tu numai trăiești, de urmă rog. Aici Domnul Iisus vorbește în Luca 11 despre stăvința în rugăciune. Nu o să explic tot cuvântul acesta. Poate că o să citesc la versetul 9, zice, de aceea și eu vă spun, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Fiindcă oricine cere, capătă, cine caută, găsește și celui ce bate, îi se deschide. Și apoi revin la versetul 13, continui citirea. Deci, concluzie la pilda care a spus-o Iisus mai înainte despre pietrul la miezul nopții care trebuie să împunte cele trei pâini. Concluzia asta este. Și-o mijlocit acolo și-o insistat. Deci, dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din cer va da Duhul Sfânt celor ce? Îi cer. Slăviți să fie Domnul. Deci nu poți să zici că eu mă lupt, eu vreau să trăiesc. Dar nu mă rog. Părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul, prin Duhul Sfânt. Și zice că Duhul Sfânt mijlocește pentru noi cum? Cu suspine negrăite. Dar aia nu înseamnă că eu nu trebuie să mă rog. Nu știu dacă într-o dimineață m-am trezit așa, am avut un vis. Poate că e bine să se apă peste el, deci m-a marcat visul acesta. Deci m-am trezit, cineva se ruga, dar se ruga așa de puternic, în limbi. Și am realizat că era Duhul care se ruga în mine. Frații mei, Duhul Sfânt, așa se roagă pentru noi, cum noi nu credem și nu înțelegem. Dar noi nu ne alăturăm Duhului Sfânt în rugăciune cum trebuie. Cerința lui Dumnezeu este să mijlocim în alături de Duhul Sfânt care mijlocește în noi și strigă în noi și se roagă. Dormeam și era o luptă rugăciune și m-am trezit și m-am auzit Duhul meu rugându-se mine. Frații mei, există astfel de experiențe. Duhul Sfânt într-adevăr este în tine și în mine și luptă. Dar noi nu ne găsim plăcerea în El. Domnul să ne ajute. Să înțelegem că trebuie să ne luptăm în rugăciune. Rugăciunea este o luptă. Înțelegeți ce spun eu, o plăcere de multe ori. Este o luptă. Dar Duhul Sfânt ne ajută în rugăciunea noastră. Mă, plăce te arunci în rugăciune, simți gustul și puterea rugăciunii. Domnul să ne dea binecuvântarea Lui. Duhul Sfânt te umple în rugăciune. Găsim în Faptele Apostolilor de atâtea ori că i-a umplut Duhul Sfânt în rugăciune. E adevărat? De când se ruga ei spre Cuvântul Domnului? S-a pogorât Duhul Sfânt peste ei. Dar Duhul Sfânt te umple și în timpul ascultării Cuvântului. Duhul Sfânt te umple și în timpul ascultării Cuvântului. Dacă crezi, dar crede dimineața aceasta. Spune Cuvântul Domnului că Petru era în casa lui Corneliu și mărturisea pe Hristos, mărturisea jertfa lui Hristos, mărturisea lucrurile acestea. Și Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei. Slăvit să fie Domnul. Avem experiență cu Dumnezeu. Dacă noi ne dezgolim de noi, ne dezbrăcăm, căutăm fața Domnului, căutăm rugăciunea. Vreau să vă spun, poate că eu nu știu ce fac, de câte ori vin aici, zic că e foarte important să citiți Cuvântul. Frații mei, citirea Cuvântului este oglindirea slavei lui Dumnezeu în noi. Pentru mine, Dumnezeu îmi vorbește și vouă Dumnezeu vă vorbește. Iubiți mai mult Cuvântul. Fratele Iosif, la ora de rugăciune, citea din Psalmul 119. Ce psalm să citim? Săptămâna trecută am citit Psalmul 119. Și mă gândeam, dacă aș ști la ora de rugăciune, ce aș citi din Psalmul 119? Și am ales odată niște versete de acolo. Am zis, Doamne, dar omul ăsta câtă părtășie avea, vă recitesc, poate e bine să vă recitesc ce am făcut în dimineața aceasta, câtă părtășie avea omul acesta cu Cuvântul Dumnezeu. După aia am găsit după aia alte versete. Nu o să citesc așa pasajul acesta, după aia am găsit alte versete, tot în Psalmul 119. Cât de mult iubea omul acesta Cuvântul lui Dumnezeu. Ascultați-mă! Hai să recitim un pic, ne face bine. 119, 130, 229.
Zice, învățăturile tale, ceea ce găsim aici, sunt minunate, de aceea le păzește sufletul meu. Descoperirea cuvintelor tale dă lumină, dă pricepere celor fără răutate. Deschid gura și oftez că sunt lacom după poruncile tale. Întoarce-ți fața spre mine și ai milă de mine. După obiceiul tău față de cei ce iubesc în numele tău. Întărește-mi pași în cuvântul tău și nu lăsa nicio nelegiuire să stăpânească peste mine. Și aș putea continua multe versete de genul acesta. De ce vă îndemn în dimineața aceasta? Citiți mai mult cuvântul Domnului. Cere să vă vorbească Dumnezeu prin el. În Evrei, capitolul 4. Capitolul 4 cu versetul 12. De ce să citiți cuvântul Dumnezeu? Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Taie și când intră și când iese. Așa taie cuvântul Dumnezeu. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul. Mi-e greu să explic diferența între suflet și duh. Încheieturile și măduva, judecă sfințirile și, simțirile și gândirile inimii. Slăviți să fie Domnul! Ăsta este cuvântul care eu îl citesc și dacă îl cred, așa lucrează în viața mea și mă transformă în altă parte și din chip, din slavă în slavă, pentru arătarea lui Hristos. Ăsta este cuvântul. De aceea se pune la inimă lucrurile acestea. Citirea cuvântului, meditarea la cuvânt, învățarea cuvântului pe de rost. Ascultarea de predici. E foarte important lucrul acesta. De câte ori, de când să facem, câteodată mergem cu mașina și dăm drumul la radio și ascultăm radio o oră, două ore, puneți o predică de pe internet, poate de ce nu sunt bune. Ba, sunt și foarte bune predici acolo. Sunt și rele, dar sunt și bune. Domnul să-ți dea discernământ și limpezime ce ascult și ce e de pe internet. Este ca un izvor de apă cu apă curată și cu apă murdară. Poți să bei apă curată de acolo. Decât să pierzi timpul ascultând la radio nu știu ce prostii și nu știu ce muzică. Domnul să ne dea înțelepciune. Am zis ca să fii plin de Duhul Sfânt, trebuie să ai lucrurile acestea. Vreau să spun, nu se poate. Nu se poate să fii plin de Duhul Sfânt și să răscumperi vremea și să fii plin de Duhul Sfânt fără dragoste. Nu se poate. Deci orice faci, cu fapta, cu gândul, totul să fie motivat de bunătatea lui Dumnezeu și de dragostea lui Dumnezeu. Că oamenii, una e când a ajuns pe cineva și a ajuns din dragoste și simte și vede, și una l-a ajuns, că l-a ajuns de silă. Cum e când te ajută cineva de sferit? Mă, mai bine nu-l chemam să mă ajute, când vezi că nimic nu-i convine, nimic nu merge așa mai departe, nu? Nu-i plăcut. Dar când vezi că face cu dragoste, Domnul să fie slăvit. De aceea, căutând lucrurile acestea, avem plinătatea Duhului Sfânt. Vreau să mă limitez aici, că doresc să-i las și tatăl Iosif timp. Un singur lucru vreau să mai spun, de fapt, numai să puntez niște lucruri, Duhul Sfânt trebuie să cer privință. Trebuie să cer privință să nu te îndoiești. Când cer plinătatea Duhului Sfânt, nu fi purtat de valuri. După aia, trebuie să umblăm călăuzit de El. Știți ce înseamnă să umbli călăuzit de Duhul Sfânt? Fapte 5:32. Știți ce înseamnă? Înseamnă să asculți de El. Pentru că de multe ori știi care e voia Domnului și nu ești mulțumit și tot cauți voia Domnului. Zice, noi suntem martori ai acestor lucruri ca și Duhul Sfânt pe care l-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El. Dumnezeu a dat Duhul Sfânt celor ce ascultă de El. Ascultă și Duhul Sfânt te călăuzește. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Vreau să spun două binecuvântări ale Umplerii cu Duhul Sfânt și vreau să închei. Prima. Va crea o ființa noastră asemenea Domnului Iisus Hristos și apoi puterea lui Hristos va fi în noi. Putere pentru o viață de biruință, putere asupra păcatului și putere de a mărturisi pe Hristos. Domnul să ne ajute în toate lucrurile acestea și zic toată gloria să fie a Domnului. Amin.